Pentru următoarele 24 de ore sunt pus la încercare pentru că sunt prins în acest cerc și trebuie să fac tot posibilul ca să ies de aici. Agentul șef Emeraldescu m-a prins din nou aici și trebuie cu echipa lui să mă țină în acest cerc pentru 24 de ore. Haideți să vedem dacă reușim să facem ceva să ieșim din chestia asta. Asta va fi casa noastră. Uite acolo pe agentul Emeraldescu. Cred că o să vreau să vorbesc cu el, dar zona asta... Mamă, e foarte periculoasă zona asta. Trebuie să fac cumva, hai să luăm repede lemnul ăsta de aici. De fapt, ia să mă urc eu aici sus și să trag pe dreapta lemnul ăsta de aici, așa. Știi, ca să fiu mai apărat, să zic așa. Că dacă... Oh, și cred că putem să facem următoarea chestie. Cred că putem să ne facem o mică bază aici. Mamă, și voi vă dați seama, 24 de ore să stai în cercul ăsta aici? Păi e moarte curată, frate. Alo, dă-mi și mie lemn. E moarte curată, efectiv. Ia, o grămadă lemn bun. Hai să ne facem un crafting table. Dacă toți suntem aici, ne facem un crafting table. Niște dăștea. Perfect. Un pickaxe. Îmi fac... hai, un pickaxe și un... Nu, doar un pickaxe. Hai doar un pickaxe momentan. Vedem după dacă... Că am văzut acolo niște blackstone și posibil să... Ia stai. Uite aici blackstone. Ia să iau blackstone-ul ăsta repede. Mamă, dar greu se mai sparge cu ăsta, frate. Nu pot să-l iau cu pickaxe-ul ăsta, ești nebun. Mama mea. Și ăsta ce e? Bazalt. Oare pot să fac cu bazaltul ăsta să fac un pickaxe ceva? Mamă, nu pot să cred. Măi, leu, am încurcat o rău de tort. Așa alte lucruri pe aici, nici nu știu, frate. Mamă, chiar că o să fie extrem de greu să fac ceva să scap de aici. Oh my god, nu. Uite-l pe ăla. Holy fuckaroni. Holy pacaroni. Aoleu! Mă, ce? Uite-l cum vine. Balauru. Uite un chest. Mama mea. Un pickaxe de iron. Doamne. Și niște rotten flesh. Văd că armura asta e folosită. Deci înseamnă că a mai fost cineva pe aici. Dar nu știu dacă a rezistat atâta. Uite un din ăsta pe aici. Mamă, un agent din ăsta. Are un creeper de nether în spate. Mamă, bă, ce mă fac, frate? Că asta e mega greu netherul ăsta. Da, hai să mai bag astea, să mai mănânc, să mi se refacă HP-ul. Bă, bine că avem măcar pickaxe-ul ăsta, frate. Deci ăsta e efectiv câștigător. Deci ăsta e aici. A trecut o oră de când am intrat în chestia asta. Mamă, nu știu ce să mă fac. Deci cum scăpăm noi de balaură ăsta? Uitați-vă la el. Cred că putem să facem o chestie. Ia stai două secunde. Deci ăsta e aici, da? Facem următoarea chestie. Opa. Unde Dumnezeu am ajuns? What the fuck? Unde sunt? Mă, ce? Trebuie să blochez asta de aici să nu am vreo problemă. Mă, ce papucii mei? Nu știu unde să, nu știu ce s-a întâmplat. Ia, ce e aici? Ia mă, ia. Uite, mamă, un balaur din... Un alt balaur de ăsta. Ia, ce e aici? Măi, leu. Uite o casă! Bă, ce? E o casă acolo. Mă, cum ajung acolo? Măi, și el acolo, n-am ce să fac. Trebuie să scap de balaurul ăsta de sus. Deci să ține minte că aici jos e o chestie, nu știu, frate. Hai să văd unde e balaurul. Mai e balaurul ăsta aici? Ia, pot să-l văd pe undeva pe aici? Uite-l că vine. Vino cu ace. Să-ți dau capace. Unde ai fugit? Alo! Unde e, mă? Mamă, dar mi-e și frică să ies de aici, ești nebun. Opa. Actually, nu știu dacă e neapărat cea mai bună idee să fac chestia asta. Unde ești, mă? A, uite-l acolo sus. Hai, vino cu ace. Ok. Oh, că îmi dă hit, cred. Vino, mă, mai aproape. Știu că vrei. Ține-mă în brațe până număr la 3. Haide, mă, coboară. Cazi, cade. O să cadă. Prostu. Gata, am scăpat de el. Teoretic am scăpat de el, holy fuck. Băi, dar rău mai ești. Doamne ferește mă, rău mai e. Suflet rău, de câine. De youtuber de câine. Ia să luăm și noi astea de aici. Ok, hai că avem 4 din astea, hai că putem să facem. Eventual ne facem, fiți antenu, un top, o sabie. Asta, mamă, sabie, bun. Top orceanu și o din asta. Perfect. Hai că suntem bine, hai că suntem super, super ok. Bă, și haide să întâmpinăm și noi, să-i întâmpinăm și noi pe ăștia. Ia să vedem ce zice bărbat. Opa, numai. Opa, ok, l-am bătut pe fraier. L-am bătut și pe fraierul ăsta. Perfect. Ce ne-a dat? Ne-a dat, habar n-am ce mi-a dat. Uite, mi-a dat sufletul lui aici. Oh my god, altul. Mă, du-te mă în puii mei și vezi de treaba mea. Uite, un cap de wither. Hey, yo, spooky scary skeletons. Nice.
Hai să vedem ce zice ăsta. Garicus, din primul cerc ai reușit să ieși. De data asta, eu cu echipa mea o să ne asigurăm că nu mai ești de aici. Mult noroc, o să ai nevoie. Bă, ești nebun? Chiar că o să am nevoie? Adică ați văzut și voi cât de complicat e pe aici? Cu balaurii ăștia care trag cu arme în mine. Hai, dă mine. Ia să întâmpinăm și noi toată echipa asta să vedem dacă reușim să scoatem ceva informații de la ei. Witherbone. Mamă, nu știu ce fac cu Witherbone-ul ăsta. Ia, da. Ăsta ce zice? Stai că dau așa. Agent cârnat. Nu cumva să treci de linia asta roșie, că ai încurcat-o. O să mori în 2 secunde. Mamă, nici nu cred că o să vreau să ies din, de pe linia asta, sincer să fiu cu tine. Nu cred că o să pot să scap de aici. Mare noroc dacă aș rezista atâta timp, frate, ești nebun. Mama mea. Hai cu ăsta, că știu că mai era unul pe aici, uite. Ia, asta ce zice? Nu știu, Ganicus, dar nu te văd bine aici. Mamă, uite-l pe ăla acolo. Groaznic, groaznic rău de tot ce se întâmplă pe aici, frate. Ei, nu știu a câta oră e, ora 4 sau a 5-a. M-am tot plimbat pe aici, dar nimic, vă zic sincer. Uite un alt din ăsta aici, un alt agent, ia să-l vedem. Că pe aici pe jos nu prea am fost. Deci pe aici pe jos nu am fost, că mi-era frică de, uite, de balauri de ăștia. Bang, bang. De balauri de ăștia mi-e frică, opa. Nu, da, că sparg nasul. Fraiere, ia-o pe asta, joacă-o pe asta, fraiere. Bă, deci de ăștia mi-e... Oh my god, uite-i, uite-i pe aia cu pistolul. Aia cu pistolul sunt răi de tot. Deci ăștia cu pistolul sunt răi de tort. Hai mă, veniți încoace și dați-mi pistoalele voastre. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți, dude. Ia, pot să-i dau hit? I-am dat hit. I-am dat hit și lui ăsta din nou. Deci dacă îmi dropează pistolul lui, e demențial. Haide mă. Da, cât HP aveți? În spanac la gheață. Pot da cât HP au ăștia, frate? S-a împușcat. L-am pușcat pe ăla în cap. L-am pușcat pe prietenul lui. Prostă, prostă. Gata, l-am bătut. Let's go. Am luat gloanțe de la el. Nu știu dacă mă vor ajuta gloanțele astea, dar aici văd că este limita cercului. Hai de mine, ia să vedem ce zice bărbatul ăsta aici. Ia, ce zici, mă? Poliția. De data asta chiar ai încurcat-o. Mă, și-am stat aici ca să-mi zici chestia asta, dude. Come on. Come on, dude. Nici nu știu dacă are sens să mai... Mă, uite aici, nu-i nimica, frate. Nu-i nimica pe aici. Ia, ce vedem aici. Bă, pare să fie un coridor pe acolo. Dar aici văd că e limita. Oare coridorul ăla se conectează cu marginile astea alte? Ia să vedem. Deci marginile astea ar trebui să se conecteze. What? Ce? Bro, era o ușă aici. Dude, stai să acopăr. Bro, era o ușă aici tot timpul? Ce, mă? O ușă secretă, ia. Băi, ești nebun? Ei, yo. O ușă secretă, băi. Dar nu vreau să mă duc acolo momentan. Nu vreau să mă duc acolo. Vreau să mă uit pe aici să văd dacă mai sunt alte chestii pe care nu le-am descoperit. Uite, în partea asta, știu că nu am, uite, vedeți, în partea asta se, e ce, mamă, uite-l pe ăla cum vine, uite-l pe ăla cum vine, frate, stai așa, gata, uite, dacă vine aici, ar trebui să vină aici, mamă, și cum ar fi să vină pe jos pe aici, așa nebunii, stai așa, hai mă, Viorele, vino, unde ești, mă, unde e, nu-l văd, mama, unde a dispărut ăsta, frate, unde a dispărut ăsta, nene, unde e, unde, uite-l acolo, uite-l acolo, opa, hai că vine, hai că vine, hai că vine, hai că vine, hai că vine nebunul, gata, i-am pus ăsta aici, hai mă, unde ești, mă? Mamă, e deasupra mea aici, nebun, nu pot să cred. Și nu vrea să vină. Aoleo! Cred că o să o dăm pe altă parte, vă zic sincer. Cred că o să o dăm pe altă parte. Pe aici, opa, văd și pe aici ceva. Dar nu știu cât de... Oh, mi-e frică, mi-e frică să mă duc acolo. Mi-e frică să mă duc prin partea aia, frate. Mamă, și aud pe ăștia pe aici peste tot. Haide totuși să mergem la intrarea asta secretă. Că ăla n-ar trebui să știe intrarea secretă. Mamă, dar era parcă balaură la jos aici. Pe undeva. Opa, uite-l, 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 uite-l pe ăsta. Mamă, ăla are un Kalashnikov. Opa, păi mă nenorocește ăla dacă îmi dă cu Kalashnikov în cap. Mă nenorocește. Bro, trebuie să facem cumva să facem sprint până la casa aia. Ia, cumva pe aici. E casa aia? Da, 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 uite, ar trebui să fie, uite-o pe acolo. Că mi-am dat seama după copacii aia, că i-i văzut și pe aia. Mamă, ori dăm un sprint până la casă, ori nu știu ce facem, frate, că de ăsta n-ai cum să scapi. Oh my god, și încă unul. E încă unul. Ăștia unde sunt, mă? A, sunt aici, nebunii. Ah, sprint până la casă, să ne riscăm? Haide, ne riscăm. Nu putem să stăm așa toată viața. Norești, nu câștigi. Norești, nu câștigi. Norești, nu câștigi. Oh, oh, mă, ce? Și tu ești speriat de ăștia? Ce se întâmplă? Bă, ăsta bagă... Mamă, uite cât sunt. Hai de mine, bă, frate. Mamă, cărniță, Doamne ajută. Doamne ajută, cărniță. Băi, dude, te pupăcesc. Mersi mult că mă ții și pe mine aici. Ia, tu ce zici? Am văzut atâtea chestii aici. Nici nu vreau să zic de camera secretă din tavanul iadului de lângă Glowstone. Ci că acolo ar fi o ieșire din iadul ăsta. What? Glowstone? Bă, sincer să fiu cu tine și nu m-am uitat acolo. Și tu zici că ar fi acolo o ieșire?
What? E o ușă secretă? Mă, asta ar fi baza lor secretă a cârnaților răstora? Nu spune că aici e o bază secretă a cârnaților. Că dacă acolo e baza secretă a cârnaților, eu... Mamă... Pot să fac următoarea chestie, fiți antenă. Pot să mă risc și să fac următoarea chestie. Mamă, dar nu vreau să mă risc chiar atât de mult. Hai să vedem. Deci să pun până la ușa aia de acolo. Trebuie să-mi dau seama pe unde era chestia aia. Ia stai. Deci hâț. Suntem pe mijloc aici, cum ar veni. Da, e fix aici. Câte blocuri ar fi? Par ar fi vreo mai multe. Puțin mai multe. Oh my god, ce s-a întâmplat? Ce a fost ăla? Nu știu ce se aude așa, fraților, dar mi-e frică rău de tot. Rău de tot mi-e frică, ia. Mamă, stai să acoperim astea pe aici, că mi-e frică. Mamă, uite balaurii. Ce fac mă ăștia? Așa, omorâți-vă, împușcați-vă. Că mie nu-mi pasă de voi. Ia ce... Am luat ăsta, am luat blasterul ăsta. Tu te-n spanac și mori, dă-te-n puii mei. Mori, dă-te-n kilo meu. The fryer. Block de iron, perfect, mamă, cu ironul ăsta poate ne face și noi o armură mai puternică. Trage pe dreapta ironul ăsta, stai două secunde. Ce spanacul meu. Bun. Bă, și ia să vedem și noi aici dacă... ce mai avem? Ei, eu? Unde-i mă ăla? Bă, se prea poate să fi dispărut, dar ce Dumnezeu e aici? Ei, yo! Bro, e un laser! Ia stai să... Mamă, bă, parcă văzusem că atunci când treceau aia și luau damage. Bă, ăla e Moș Crăciun? Bă, ce? What the fuck se întâmplă aici? Ia stai, puteți să spargem astea? Da, bă, puteți să le spargem. Să mă bată tata, tragem pe dreapta. Gloanțe, ok, avem și gloanțe. Ia să vedem ce de-astea luăm. Uite, armură de aer, parcă am văzut că, uite, cu ăsta, pe ăsta vreau să-l iau. Bă, parcă ăsta e și armura de data trecută, ești nebun? Bă, sunt prea bun, prea ca la țară. Ia, stai 2 secunde, hâț. Mamă, du-te, bă. Trebuie să arunc și eu prostiile astea de aici. Are unul ăsta nu știu nici cu noi dacă e ceva. Ia să iau și asta. AKM. Let's go, tată. Let's freaking go. Bun rău. Ui, uite ce viteză am. Holy moly. Sunt de pe 90, ok. Mor. Toare. Haide, bă, să ieșim de aici. Păi, voi vă dați seama că în momentul de față eu nu mai am cum să mor cu arma asta? Adică sunt mult prea puternicus. Du-te, bă, în spanac. Du-te, bă, în spanac. Nice. Gigele, ăsta cum a zis? Parcă zisese că deasupra la tavan sau ceva de genul în tavan și parcă ceva legat de ăsta, cum se numește? De tavan și de glowstone. Parcă zisese ceva bărbatul ăsta. Nu mai știu, parcă așa zisese ceva de tavan și de glowstone. Ok, hai să ne uităm pe aici să vedem. Dar stai că să sparge și noi ăsta de aici. Hai să vedem și noi pe aici. Deci, uite-n spanac. Ia uite-l, băi, frate. Mamă, ce explodat ăla aici, nebun. Tare. Deci glowstone. Dar uite și acolo glowstone, și acolo și acolo. Care tragi, mă? Care trage? A, ăsta. Bun. Așa. Deci, hai să încercăm acolo. Deci, nu știu dacă... Care trage, mă? De unde trage? A, de acolo. Ia uite-l, bă. Fuck. Am murit ăla, gata. Doamne ferește, mă. Nu mai da, că ești plictisitor. Du-te și tu în spanac. Mori odată, băi nene, dar sunt culmea ăștia. Nu poți să-ți vezi și tu de treaba ta. Că trag fraierii ăștia în tine. Uite-i nene, dă-i în puii mei să-i bată. Deci acolo sus trebuie să mergem. Bă, care dai, mă? Bă, aia nu mai da, mă. Mamă, voi vă dați seama că dacă am picat de aici, m-am dus? Este că e acolo. Deci e aici, așa. Stai să luăm bazal din ăsta. Ok.
Ia, stai să vedem pe aici. Bun. Mă, ce-i ăsta? Ar trebui cică în tavan. What the fuck? Uite, sunt aia pe acolo. Ia, stai să vedem pe aici. Oh my god, nu. Pe aici n-am cum. Bă, l-am amințit, bă, săteanul ăla. Dar ce motiv ar fi avut să mă mint? Adică... Bă, what? Ce-i aici? Ce-i aici? Ce-i aici? Hopa! Ietă! Ietă, ietă! O altă intrare! Mă, ce pui mei că... Aici, uite, e linia aia, pe aici n-ai cum să treci. Mă, ce? Adică n-ai cum, băi, nene, pe aici. Uite-te și tu. Aici e ceva? Nu. Aici e altceva? Nope. Nu-i nimica. Doamne, ce pui mei, mă? Ce pui? What? Ce pui mei e ăsta? Uite-te. Ia uite. What? Cu un eye offender. Și cu un cod. Mamă. Păi care era? Ce cod putea să fie? 5523, ia. 9696. 69699. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0. Mamă, să nebunesc. Gata, știu. 4, 5, 3, 1. 4, 5, 3, 1. Paolă, nu! Deci trebuie să fie un cod secret, frate. Deci este, ar trebui să fie un cod secret. Dar care-i codul? Care-i codul, frate? Stai, nu pe aici. Uite pe aici. Deci ar trebui să fie un cod secret, dar cine Dumnezeu știe codul ăla secret în puii mei? Adică, bă, bune. Bă, dă-te mă în puii mei, stai să-l bat pe ăsta puțin. Dă-te în puii mei și mori odată. Și... Bă, mă, uite cum a explodat. Caterinca. Da, ce fac, frate, pe aici? Nu găsesc absolut nimica. Johnul ăsta, ia stai, pe aici n-am fost. Johnul ăsta stă și el acolo liniștit. Ăsta e și el. Stai, mă, că cu ăsta n-am vorbit deloc. A, ce poate să... Poate să zică ceva ăla. O să zică și ăsta, că e la fel. Nii, n-ai ce căuta, că o să ai nevoie de noroc. Ia, mă, hai să vedem. Ia, vino Johnul încoace. Ia, tu ce zici? Am auzit că e o intrare secretă pe undeva. O să cred asta când o zbura porcii. Am auzit de 3512 ori chestia asta. 3512. Ăla o fi codul, mă? 3512? Ia stai așa, ia stai așa. 3512, țineți minte. Deci 3512. Mă, vere, lasă-mă în pace. Deci 3512. Aha. Ia stai. Deci, teoretic, 3512. Hai să vedem dacă ăsta e. Aha, 3512. Deci, țineți minte chestia asta și când ajungem acolo sus, să-mi dați cu ciocanul în cap că nu e aia. Cum ar fi să nu fie aia? Aș muri de plâns. Aș muri de râs. Ia, aici. Ok, oh my god, oh my god, trebuie să facem parkour pe chestia asta și nu mă mai pricep la parkour deloc. Să mergem încetișor, încetișor, încetișor. Undeva pe aici, prin dreapta. Nu, stai, urcăm. Și prin dreapta, pe undeva pe acolo. Nu, urcăm și pe aceea în stânga și pe aceea în dreapta. Sau chestia asta, nu mai știu. Deci ieșim. Pe aici pe sus, parcă. Nu? Da, uite. Uite pe aici. Deci 3512. 3512. Ăsta era. Bă, ești nebun? Ia. Uite, portalul spre End. În Nether. Hai să vedem. Ei, yo! Hai să scăpăm de aici. Dar cred că scăpăm după ce batem dragonul. Eu asta cred. Posibil asta să fie șmecheria. Scăpăm, dar după ce batem dragonul. Că de la portalul ăsta ajungem în Overworld, cum ar veni, știi? Aha, da, mă, ăsta e. Asta e șmecheria.
Deci trebuie să batem dragonașul ăsta. Ce m-a lovit? Mă, ce? De ce vin ăștia după mine? Ia stai așa, că trebuie să scap de ei. Sunt numai dăștia urâți. Aruncă cu blocuri după mine. Oh my god, stai că... Da, bă, sunt ăștia urâți rău de tort. Stai că trebuie să-i omor pe ei prima dată. Și după aceea să scap de... Pe unul l-am bătut. Oh my god! Fugi! Fugi, mă! Uite, l-am bătut și pe ăsta. Trebuie să-l batem și pe ăsta, la altul. Bă, dar sunt Enderman ăștia care, dacă le dai un hit, mor. Dar uite că poți să dai cu proiectile în Enderman ăștia. Ok. Uite, ăsta tot se supără pe mine, băiatul ăsta. Dar câți de ăștia sunt, vere? Oh my god. A murit odată în spanac. Mama mea. Bă, s-a supărat ăla. O să sună nu ca să rinde. O să sună nu ca să rinde. Dar trebuie să batem dragonul, frate. Nu știu dacă reușim să-l batem, să-i batem pe ăștia. Dacă nu batem și dragonul. Uite, a explodat ăla. Dragonașo. Ăla a murit. What the fuck? Mă, ce? N-au ce să-mi facă ăștia, gen. Cred că dacă le dau hit așa, că dacă le dau cu ăsta, văd că nu le dau damage. Oh my god. Să nu-i mai lasă. Mamă. M-au damblagit, m-au nenorocit. Oh, în sfârșit am scăpat de aia, frate. În sfârșit am scăpat de aia. Hai să vedem cum scăpăm și de ăsta acum. Hai să vedem cum scăpăm și de ăsta acum. Uitați-vă câte din astea pe jos, pe aici. Stai că noi putem, cred că putem. Ia. Cred că putem să facem următoarea chestie. Dacă îl prindem pe ăsta într-un hit din ăsta, killing spree din ăsta nebun, păi dăm în el de nu mai știe de el. Care tăteam, mă, mine. Păi îl prindem într-un din ăsta de nu mai știe de el. Uite, vedeți, deja are foarte mult HP luat. Deja are foarte, foarte mult HP luat. Și noi nici măcar nu am dat în... Nu a venit aici aproape de noi. Că dacă vine aproape de noi, îl prindem bine și îi dăm. Am ok, hai că-l batem, hai că-l batem așa. Și scăpăm din prostia asta de aici. Dar problema e care e basta de se regenerează. Ia, mamă. Mamă, dacă niciun am țintă, apoi nu știu cine mai are. Hai că am țintă. Hai că îl batem, ia uite. Hai că-i dăm damage, îl batem. În cap, dacă îi dăm în cap, acolo ieșea cel mai mult damage. În cap. Așa, îi dăm în ăla. Hai să dăm în astea care pot să le văd și eu, gen. Ia uite că vine spre mine să-mi dea. Ați văzut cum a venit? Oh my god. Hai, nu mai supăra endermenii ăștia, că iară vă pun din ăla urât. Mutant din ăla urât. Oh my god. Bă, dar vine ăsta enervant. Vino, bă, aproape să te bat. N-am mai vrut, bă, să vină și nu vrea să vină aproape să-l bat. Gata, l-am omorât. E mort, gata. Nu pot să cred. Acum vine. Și boom, l-am omorât. Let's go. Oh, nu. Stai așa. Vino cu ace. Let's go. Bine. Hai să facem levelul nostru favorit. Da, cred și să facem levelul nostru favorit. Ia. Level 46, 55... 60, 63, ia, 65, bun. Și intrăm aici. Și dacă dăm escape, ar trebui să ieșim în overworld și... Ar trebui să ieșim din cercul ăla. Am ieșit! Am scăpat și am făcut și levelul ăsta nebun. Băi, deci am scăpat de acolo! Let's go! Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.